Gata. Așa, dragilor, suntem la operațiunea cea mai interesantă, frumoasă, acea extracție. Și cum altfel să procedăm decât să vedeți cu ochii voștri cam ce se întâmplă. Da? Deci acestea sunt ramele cele frumoase, rame 3 sferturi, căpăcite. Ne uităm de la un cap la cealaltă căpăcit. Acum, ce fac eu? Fac operația aceea de îndepărtare a căpăcelilor. Cu ocazia asta dau antibioticul acela de care v-am vorbit, stratul de propolis și căpăcel. N-am cum, mă strădui eu să tot intru un pic în carne. Și astfel adunăm căpăceala, acest produs excepțional, un fel de, cum se zice, smântâna de la lapte. Asta este smântâna de la lapte. Da? După ce am decăpăcit pe o parte și pe alta, mi se pare că asta chiar ramă făcută de tine, Fănică, că ai făcut un număr de rame de astea în primăvara asta. Da. Și astea sunt așa zise rame crude. Adică sunt rame care sunt ușor de rupt la centrifugă. De aceea avem foarte multă grijă. Voi care sunteți mulți la început, trebuie să urmăriți exact cam ce se întâmplă, cum dăm la centrifugă, cum decăpăcim. Deci acum rama, odată decăpăcită, este pusă în centrifugă, totdeauna cu partea dreaptă, umerașul de susținere cu partea dreaptă pentru centrifuga, se va roti așa și trebuie să rămână urmă. Și în felul ăsta sare toată mierea. Deci asta este o chestiune care trebuie să o știți. Da? Deci eu când voi învârti, mierea rămâne în urmă și sare foarte ușor. Ca să înțelegeți și mai bine, iată, dragilor, ce lucruri vreau să vă spun. Când albina construiește celula, ea o construiește ușor oblică, ușor oblică. Adică ca să țină când pui în mierea, când se pune, să poată să fie ținută perfect acolo. Ei se pune căpăcelul și acum, când eu pun și rotesc în sensul ăsta, de rămâne în urmă, o sare foarte ușor. Da? Este în sensul în care e oblicitatea celulei. De aceea punem în partea dreaptă. Da? Da? Asta este iarăși o ramă, tot așa, căpăcită până jos, văruite, cum spuneam altădată. Și continuăm să facem operația de îndepărtare a celulilor. Adunăm căpăceala asta, așa că dacă ați ști cât, ce proprietăți are, ce minunată este căpăceala, asta pe gânduri. Prețul ei este un altul, față de mierea în sine, dar trebuie să vă spun, dragi, un lucru care trebuie să-l rețineți. Toată mierea aceasta este din biostupi. Adică n-am făcut tratamente. Da? Ce are un foarte bun absorbant și tratamentele cele care se fac pentru varoma, ceara absorbe rezidul după fumegații, după ce s-a terminat fumegația, și când mierea ajunge, se contaminează. De ce spune, se vorbește din miere tradițională, unde se face tratamentul acela cu varchet, iar dacă nu faci tratamentul, dar se asume riscul acela de a pierde familia, sau ai biostup. Biostupul face lucru minunat, voi ați văzut foarte clar cum eu fac colectarea varoa în celulă, în rama capcap. Numai în biostup facem asta. Și nu mai fac tratamente. Mierea aceasta, deci are calități deosebit. Toate calitățile naturale sunt perfect conservate și nu este alterată, datorată acestui medicament care, mă rog, face ca mierea să-și piardă o parte din proprietăți. Da, iată, continuăm cu decăpăcirea. Sunt rame aduse dintr-un biostup acum. Și
Vreau să vă arăt procesul exact, cum se întâmplă. Sunt foarte tare frământat acum, de câteva minute, de modul în care se ajungă mierea la voi. Una din variante ar să fie curieratul. Dar mă gândesc și la varianta aceea de a ajunge personal să vă aduc. Probabil. Probabil. Pentru moment. Gândesc că puteți să vă scrieți pentru achiziționare. Am până la sfârșitul lunii august să termin de scos mierea, să termin niște lucrări urgente. Și pe urmă, pe o listă, voi vă înscrieți și în punctele importante, să zicem, în oricele mari, acolo să ajung și să vă mânez eu, ca să am garanția 100% că e mierea făcută de mine. Și voi să spun, băi, am luat-o de la profesor, din mâna lui. Este lucru foarte important pe care... Dar sunt foarte multe familii care își iau miere pentru tot anul. Unii spun 30-40 grame consumăm pe an, îmi iau mierea, așa pun brânza la putină, nu? Și mierea poate să-și o ia. Și dacă reușesc să pun la punct chestia asta, înseamnă că o puteți lua de la mine în mână. Dacă nu doriți mai repede, va fi și varianta aceea. Cine mă sună? Nu știu, vom vedea. Va fi și varianta curieratului. Da, un prieten, dar acum n-am timpul să revin la altă dată. Deci, dragilor, asta am făcut, cele patru rame le-am decăpăcit. Ideea este din ramă, în centrifugă, și fie prin curierat, fie prin ajungerea mea să ajungă la voi pe masă. De la centrifugă în fugă, la cei care doresc să intre în posesia acestui produs minunat, minunat. Deci asta ajunge la voi, da? Deci asta care vedeți acum de căpăcesc eu și am venit de la stup cu gândul să vă arăt și chestia asta pentru începători, pentru cei mulți să vadă cam cum. Iată, inaugurăm și cutia asta. Tava de căpăcire. Tava de căpăcire, cutindu-o în ligă, că am luat pe care l-am spart, am pus așa asta. Deci, să știți că mă chineam înainte foarte tare cu, până când am la ideea asta. Anul ăsta, acum, de două zile, am pus la punct și... Vă, fenică, da. Lucrurile simple, știi, rezolvă probleme mari. Da. Deci, mă chineam cu rama, fugea rama, de colo până încolo, în sfârșit. Dar, ești la adânc, să vezi ce vânzare facă la cei care au ligheane de aștept de fac asta. Da, da. Eu sunt deamă unde scam la publicitatea asta care le-o fac. Dacă aș mai lua ligheane, nu unde scam. Dar nu mai am nevoie. Așadar, iată că am rezolvat asta. Încă ceva. La extracții, dragilor, trebuie o cameră separată, făcută totul, nu praf, nu... Am asistat la extracții de acestea făcute în câmp. Era fenică un drum de țară, la Floarea Soarelui, se secera și treceau mașinile încărcate și când nu se vedea un com și cineva acolo cu centrifugă, cu o pătură în cap, scotea și el mierea acolo. Iar mierea slipea tot praful ăla de acolo. Deci, o cameră specială, condiții de igienă perfecte, pentru că mierea este foarte bun absorbant și atunci pierdem la calitate și ne asigurăm să avem cele mai bune condiții și să putem să scoatem în condiții de igienă cât se poate de bune, de perfecte. Totul iese din loc, dragilor. Da? Și acum prima dată dăm mai ușor. Cam așa ți-a explicat ții, nu? Prima dată. A doua oară îl întoarcem mai tare și a treia oară pe varța asta da, ca să maxim. Ca să nu dupim
camera. Sunt făcute, mai ales anul ăsta, sunt crude. Deci n-au rezistență. Și atunci, de ce? Că n-au trecut mai mulți ani, mai ajunge propolis acolo, nu știu ce, sunt tăresc. Deci da, mai tare. Pe când ăsta e crud, mai ales e cald. Acum, toată... acum, mai la o opresc eu forțat și am să întorc. Să întoarcem în partea cealaltă, tot la fel o ținem. Deci nu uitați. Miere din biostupi, care e complet diferită de toată mierea cea care o găsiți pe piață. Din biostupi, n-am făcut tratamente și atunci mierea nu este contaminată. Și este un lucru pe care trebuie să-l arăt. Prețul va fi cât se poate de jos. Mă străduiesc să-l aduc, să fie atractiv. Aici avem și salcâm, și miere din primăvară, și teiu. Eu n-am scos deloc, n-am avut timp. A fost foarte tare frământat de mulțirii, de alte probleme și nu am extras. Asta este prima extracție. Deci este o folifloră încărcată cu păpădii, cu tot felul de plante, la diverse plante de primăvară. Acum a fost dat tare, da? În timpul ăsta de căpăci, îmi face multă altă treabă. Mielea de a te proce frumos de căpători, se duce în căldare și rapid de bidon, astfel ajung bidoanele astea. Picioarele acestea care sunt de la apă, vreau să vă spun că sunt mai tari și de aceea mă gândesc ca prin curierat să meargă povestea asta. Nu ca acum la tatăl să văd și chestia asta, iar cei care nu vor dori prin curierat vom scrie pe internet toate, tot ce trebuie, cum trebuie să gândim, urmează să găsesc și eu datele la curierat. Ceilalți care vor dori să o găsească de la mine sau de la mine, în partea a doua, atunci când voi reuși să mă organizez, voi ajunge în centrele importante și veți lua așa bidonul ăsta care are 6 la capacitate, înseamnă 8 kg și jumătate, 8 și jumătate la greutate, cel de 5 are 7 kg, e 1,400, 1,4 la densitate. Greutatea, densitatea de mănaș, greutatea unei litru de miere la capacitate mănânescă, înseamnă 1 kg și jumătate la greutate. 1,400 la greutate. Da? Deci, părere că așa Victor nu stătea aici cu degețelul de încerca să ia de la mierea de asta care e acolo. Deci se vede și culoarea, tot este predominantă, dar se află și alte de la alte plante, cum vă spuneam, începând cu păpădie și terminând cu teioară. La revedere. La revedere.